în urma unor consultări și în urma unui răspuns care a durat aproximativ, cred că 2 săptămâni, cât am negociat cu, cât am discutat cu domnul Dinu, și și-a exprimat deschiderea și acordul pentru a candida la viitoarele alegeri la primăria orașului municipiului Constanța. Gheorghe Dinu spune că a avut solicitări din partea tuturor partidelor pentru a candida la primăria Constanța. Toate partidele au venit să-mi propună să candidez la funcția de primar în Constanța, deci fără nicio excepție, să nu uitați asta. Toate partidele, fără nicio excepție, PSD-ul, PNL-ul, PDL-ul, sunt compromise și singurul partid care o prezintă o noutate absolută este și rămâne Partidul Poporului Dan Diaconescu. Partidul Poporului Dan Diaconescu și-a stabilit candidații pentru toate primăriile din județ. Listele cu propuneri au fost înaintate conducerii centrale, iar joi acestea urmează să primească avizul.